Și ați făcut parte din echipa domnului Chițacă. Mulți spun, mai ales adversarii politici, că este una din marile greșeli ale lui Chițac. Faptul că politici. V-a luat pe dumneavoastră da. În primărie. Eu cred că a fost un plus valoare. Dacă vă aduceți aminte, la 4:30, în fiecare dimineață eram pe străzi, stau mărturie materialele. Cred că am încurcat, pentru că nefiind un obedient din grupul politic din care face parte domnul Chițac, nu răspundeam comenzilor și atunci lucrul acesta a încurcat. Dar dacă este să fac un bilanț, eu îl pot face și îl pot pune pe hârtie. Multe dintre lucrurile schimbate, multe dintre discuțiile cu Felicia Ovanețean și cu Vigil Chițac au adus și există mail-uri transmise în acest sens, există lucruri pe care le-am sesizat, multe dintre schimbări legate de reciclabile, curățarea taluzului de la plaja Modernii, se datorează lucrurile a Constantinescu, am fost acolo zi, noapte, cu asistații sociali, nu se curățase de 20 și ceva de ani, dacă vă aduceți aminte. Așa că nu știu dacă am făcut neapărat rău echipei primarului Chițac, dar eu cred că am fost în echipa constanțenilor. Sincer, am vrut să văd cu ce să mănâncă pe dinăuntru primăria Constanța și m-am cutremurat. Dar pe cine ați căutat pe jos? Pe cei care mă contestă, spuneați că sunt contestatari și nu știam păi de unde... Păi cine contestă? Cei de la USR v-au tot contestat. Atât de jos nu mă pot uita. Sunt oameni care, din păcate, au păcărit propriul electorat. Nu a adus nimic. Spuneam eu în multele dintre campaniile la care am participat, nu neapărat în calitate de candidat, spuneam că pentru a promite că faci pentru alții, trebuie să dovedești că ai făcut ceva în viață pentru tine. Și nu sunt neapărat bani sau afaceri. Pot fi oameni a căror probitate profesională și morală să fie dovedită de, nu știu, de ocuparea unei funcții în sistemul sanitar, păi uitați, sistemul medical. Stelian Ion a fost ministrul justiției. Nu, a funcțiile ocupate din greșeală, pentru că ai o funcție ocupată dintr-o greșeală istorică, nu reprezintă ceea ce poți tu face. Dacă ar fi scris odată ce a ocupat această funcție, nu știu, Constituția României, rămâne alături de regretatul domn profesor Iorgovan, rămânea una dintre personalitățile justiției, una dintre personalitățile jurisprudenței din România. Dânsul a reușit și acolo, efectiv, să nu facă nimic, păcălind ocuparea scaunului. Cred că trebuia să-l țină cald pentru următorul ministru al justiției, cred că există și acest... și această ocupație. Dom'le, ții cald pentru următorul să nu-l tragă șalele sau să nu doară șalele. Dar ce ar însemna pentru Constanța cu Stelian Ion primar? Pentru că ar putea să ne facă surpriză, așa cum alături au de, și de la ur surprize în 2020. Alături de tsunami și alte cataclisme naturale, acesta ar reprezenta un cataclism social. Vă dați seama, dânsul este, și am mai spus-o în campanie și mă precede felul meu de a fi, de a spune lucrurilor pe nume, mă întreb dacă va continua ceea ce a început cumva bine în administrația publică constanțeană, să dea repartiții pentru garsoniere și lucruri pe sprânceană apropiaților domniei sale. Există la acest moment, înțeleg, o investigație inclusiv în București legată de faptul că toate strigătele și toate mesajele cu rol de fumigenă ale inclusiv colegiei domnului Stelian Ion, Clotind Armand, de fapt tind să acopere alte matrapaslâcuri. Și atunci are nevoie să arate că noi toți suntem mafioți, cei mai mari mafioți. Domnia sa este lacrima lui Ovidiu, exact așa cum pretindea și Stelian Ion, în condițiile în care scheletele din dulapul acestora sunt unele ce au legătură cu fiecare dintre cetățeni. În schimb, scheletele din dulapul meu au legătură cu cât am fost eu de tâmpit în tinerețe sau gafele monumentale pe care le-am făcut. Dar nu au fost vătămătoare. Nu am luat o garsonieră din patrimoniul primăriei niciodată. Am făcut alte tâmpenii. Am, nu știu, am băut la un moment dat, într-o perioadă în viață, peste măsură. Azi nu mai beau deloc. Înseamnă că am învățat. Deci deja sunt o variantă mult îmbunătățită. Dânsul a rămas o variantă, nu știu, la nivel, hai să spunem, doar zgomotoasă. Mult zgomot, cum spune înțelepciunea populară, pentru nimic. Așa că să răspund încă o dată întrebării. Stelian Ion, la conducerea destinelor acestui oraș, ar fi alături de tsunami, ciclon, cataclism și cutremur, un lucru greu reparabil.